În următorii 4 ani, viceprimarii ai municipiului Drobeta Turnu Severin sunt liberalul Daniel Cârgean și social-democratul Cristian Mură. În urmă cu câteva zile, alături de primarul Severinului, Marius Creciu, au fost alese atribuțiile pe diferite domenii pentru fiecare viceprimar. Am început activitatea și cu cei doi viceprimari. Chiar mă bucur că am ajutoare și ajutoare de nădejde. Am pe de-o parte pe domnul Daniel Cârjan, care are experiența și mandatului trecut. Domnul Cristi Mură are experiență în a conduce, pentru că a fost an bun director la Apele Române. Le-am explicat și lor și celor din subordinea primăriei de concentratelor că vom avea niște ani grei. Să sperăm că pe măsura apropierii de terminarea mandatului se va mai ușura, pentru că nu cred că această pandemie va trebui să dureze atât de mult, se vor găsi soluții cu vaccinare, cu imunizare, pentru că într-adevăr afectează foarte mult activitatea primăriei. Din punct de vedere al delegării sarcinilor, am păstrat pentru continuitate, pentru faptul că putem lucra mai ușor. Cei doi viceprimari ai municipiului și-au preluat atribuțiile. Social-democratul Cristian Mură, o persoană ancorată în administrația publică locală și un om capabil să aducă plus valoare administrației locale, dar și să continue alături de primarul municipiului Marius Creciu. Proiectele de dezvoltare ale orașului nostru începute în urmă cu 4 ani se va ocupa de direcția administrației baze sportive, direcția de salubrizare, agrement, parcuri, piețe și SECOM. Voi colabora foarte bine, știu că sunt probleme, într-adevăr, cum a zis, și la SECOM. Sunt probleme și cu târgurile, având în vedere pandemia, și sunt închise, dar sper că împreună cu directorul de la SECOM și cei direct răspunzători și de târguri, vom trece și vom găsi soluțiile cele mai bune. Viceprimarul liberal Daniel Cârjan se va ocupa de direcția juridică, direcția publică de evidență a persoanelor, taxe și impozite locale, precum și serviciul public de termoficare. De asemenea, va coordona și activitatea comisiilor de aplicare a legilor proprietății. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Sunt convins că în cei 4 ani de zile care urmează, într-un mandat care va fi complicat, greu, cu provocări foarte multe, provocări la nivel local, dar și provocări la nivel național, sunt convins că putem depăși aceste momente. Consilierii locali, precum știți, așa au hotărât să acorde mandatul de viceprimar colegului meu Cristi Mură și mie. Așa a ieșit din votul colegilor, eu le mulțumesc, încă o dată am mai făcut-o, o fac și acum le mulțumesc pentru încrederea acordată. Edilul orașului nostru este sigur de faptul că va face echipă bună cu cei doi viceprimari, iar dezvoltarea municipiului nostru va continua într-un ritm alert.